N-abuzați de bunătatea noastră. Nu vreau să abuzez, cum a spus dumneavoastră, de bunătatea dumneavoastră. Da. Nu-mi doresc să abuzez. Am ținut aici, mamă. Ok, dar să-l spuneți. Da. Cum procedăm? Este ora 4, este ora 4 fără un sfert. Ce se întâmplă la ora 4? Tot. De la ora 4? Toată lumea pleacă acasă, da. Iar despre informațiile care vreți să le aflați, zic eu, că ar fi cel mai bine să te puneți o cerere. Și să va fixa o dată și o oră și să rezolvă problema. Dar spuneți, cu domnul primar aș putea să stau de vorbă ca și cu dumneavoastră? Deci nu pot eu să-i fac programul primarului. Normal. Da. Dar să-l sunați, mai dați-i un telefon și spuneți că îl așteptăm aici până o veni. Deci dânsul cred că știe, dar este ocupat. Nu știe. Pe cine i-a spus? Eu i-am spus. Ce i-a spus? Că sunteți dumneavoastră aici. Și că l-aștept până veni, până mâine. Am spus că sunteți aici. Spuneți că stau până mâine. Știu sigur că este la Consiliul Județean, v-am spus despre ce este vorba. Cu proiectele astea, cu AFIR, cu PNDL, cu... Da. Dar întrebați-l așa, eu vin mâine la 10. Am vorbit cu cel Stoica, ăla care a dat alea singurele două amenzi date anul ăsta pe urbanism, i-a fost date unchiului. Da, da. Întrebați-l așa. Îl lăsați pe domnul Stoica să vorbească cu băieții ăștia, că a zis că nu depinde de el. Nu pot să întreb nimeni o chestiune asta. De ce? Păi cum să întreb? Dacă îi dați voie, deci primarul e primarul. Eu vă întreb pe domnul ăsta și să nu ce, vă sperie sau care e problema? Nu se cade, se trebuie pe primar. Da, primarul e primarul, nu? Ca să zicem așa. Aveți probleme cu vederea? Astăzi, la primărie, se organizează consultații la ochi între orele 10-15. Vă așteptăm. Aveți probleme cu vederea? Astăzi, la primărie, se organizează consultații. Am văzut câțiva mine năpustindu-mă în sine și vorbim numai de tine. Ca să ne simțim mai bine, ca să ne simțim. Tu adună-i pe ai mei, că eu îi adun pe ai tăi, ca să încingem ora mare. Noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, în fiecare. Noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem. Doi frați se pot urî din toți rărunchii din Temircel. Pentru vreo moștenire, pentru vreo femeie la care au tânjit fiecare dintre ei, din invidie sau prostie. Dar cele mai aprinse patimi sunt stârnite de opțiunile politice. La fel ca discriminarea de sex, rasă sau religie, există și discriminarea politică. Cine nu e cu noi e împotriva noastră și ne folosim de toate pârghiile posibile pentru a-l călca în picioare, chiar dacă e vorba de propriul frate. Nenea mi-a zis, băi, nu mai suntem frați, suntem Nenea, vecini. Adică Alexandru. Da, Sandru Dumitru. Aha. Băi, nu mai suntem frați, suntem vecini. Dacă și ca vecini, mai de mult. Acum. Și ca vecini nu trebuie să ne avem bine. Aha. Să treci vecine, aha, nu mă întreabă de tine. Am înțeles. Comuna Dragodana din județul Dâmbovița este una dintre cele mai mari și mai bogate din țară. Aici trăiesc unul lângă celălalt doi frați, Mihail și Mitică. În fața caselor lor, un șanț pentru preluarea apelor pluviale străjuiește marginea șoselei. Șanțul e vechi de când lumea și fiecare localnic l-a amenajat după cum l-a dus capul. Unii l-au betonat, alții au folosit tuburi, peste care au turnat plăci de beton, iar alții l-au lăsat să se astupe cu iarbă și noroi. Fratele Mitică, Nenea, cum îi zice mezinul Mihail, s-a încruntat la fratele său și l-a reclamat la primărie că nu lasă să curgă apele în voia lor. De ce m-ați chemat? Ce problemă aveți cu... Am problemă cu fratele aici, mă cer cu el pentru 5-6 găleți de apă, că zice că stă la el apă mai multă decât la mine. Și putem să vă arătăm, să documentăm la fața locului. Deci, dumneavoastră, aveți un frate sau doi? Câți frați aveți? Sunt mai mulți frați. Aveți mai mulți frați. Mai mulți frați. Dar unul e mai aproape de dumneavoastră, înseamnă că e vecin. Da, e vecin cu mine. Bun. E vecin cu mine și de când a pus pe fiso primar,
Își face, face, a, aici, da, e problema. I s-a ridicat, aici e problema. Așa... Aici e problema. Da. Șanțul e făcut de 5-6 ani în urmă, până acum n-a zis nimic, n-a făcut nimic. E de un când... șanț între gospodăriile, da, dumneavoastră. E șanțul care să scurge apă, putem să filmăm de la capătul străzii până în capătul celălalt. Și e făcut împreună sau? Nu, nu, nu. Separat. Fiecare își face șanțul separat, a, la poartă la el. Nu trebuia mai întâi un studiu de fezabilitate? Aici e gospodăria dânsului? Al lui Sandu Dumitru, al lui fratele. Fratele dumneavoastră. Da. Câtă apă e aici? Așa. Ai, ai zis că aici am, eu am mai spart aici. Ce ai, am înțeles, băi, nepotul ce-i primarul. Sparge, băi, baiul aici. Gata, domn, hai să spargem aici un pic. Să spargeți pentru ce să spargeți? Să spar fundul șanțului, să scurgă apa. Ca să se scurgă mai ușor. Să scurgă ușor. Bun, s-a spart. Am spart. El vrea să spargă cu tot fundul șanțului. Nu se intră și să spargă aici, eu am spart. Am intrat cu o mașină de găurit, ca la asta rotopercutoare. Ca la mine. Ca la mine. Ca la mine. Ca la mine. Am dat apa, am pus niște blări. A venit și m-a curentat. Noroc că a ieșit, a dat afară de la, de la curent de acolo. Puteți să filmați aici. Deci, acum. Deci dumneavoastră spuneți așa, că la recomandarea primarului... Da, 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 da. Tu stai departe acolo, fratele meu. Stai prea departe. Dacă ți-e greu, spune-ne, că ne mutăm noi. Pentru 5 găleți de apă ne... Da. Am primit amenzi. Eu sunt eu și tu ești mine, ca să ne simțim mai bine, ca să ne simțim. Despre șanțurile din Dragodana se poate spune orice, că unele sunt mai adânci sau că altele sunt mai înălțate. Dar nu există o amenajare unitară și fiecare cetățean al comunei s-a ocupat de șanțul din fața porții sale. Practic, apa băltește în toate șanțurile, inclusiv în zonele în care primăria a încropit niște amenajări. Mihail s-a trezit că este amendat de Serviciul de Urbanism al primăriei, la indicațiile primarului, de 2 ori. Cu 3.000 și cu 3.500 de lei. Este singurul cetățean care a fost sancționat pentru o vină care poate fi interpretată în fel și chip. De ce vrea domnul primar să nu stea apa? De invidie, de ciudă pe mine, de nu știu, să spar fundul șanțului, apa intră, am casa la 2 metri de gard. Apa se infiltrează și prinde irasie casa. Asta. Poate, păi, să vă afecteze dacă spargem. Dacă spargem, dacă spargem. Pentru că asta interes... este rotund, are un fund. Dacă spargi fundul, e posibil să se facă infiltrații, infiltrații de apă către și casa dumneavoastră. Da, 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 da. Lucru de care vă temeți și care vă împiedică, păi, să faceți această operațiune. Da. Deci spune... Câtă apă stă aici? Nu mai trece. La dumneavoastră, ca să zic așa, așa de cer mai multă, cea mai multă cea mai apă. Multă apă, da. Nu și la dânsul. Nu, la, la dânsul din partea lui până în partea altă nu stă nici pic de apă. Nu stă deloc. Nu stă. Și dacă, pentru 5 găleți care e acolo. Da. Pentru asta am dat amendă și o să ne judecăm și am cheltuit 40 de milioane până acum. Când ați primit amendă și ce valoare are acest amendă? Prima a avut, fost de 30 de milioane. Bani vechi. Da, bani vechi. 3.000. 3.000. Și în 48 de ore să dăm 1.000. Am dat. Aha. În 48. Și a scăpat de prima... Deci ați plătit, da, o amendă. O amendă am plătit-o. Ați plătit-o deja. Am spart, da, acolo ce am spart. Așa. Și după o lună de zile, că n-am terminat de spart tot, ne-a mai venit 35. 3.500. Ah, o amendă mai, mai venit măricică. Una. Da. Mai măricică. Da, a mai venit una. Mai mare. Ca să vă încurajeze să duceți, da, la capăt această s-o duce. Lucrare. Și nu, am făcut contestații. Mm-hmm. Așteptăm. Eu sunt eu și tu ești mine, ca să ne simțim mai bine, ca să ne simțim. Și acum se judecă contestația. Așteptăm. Mm-hmm. Dar el v-a rămurit de ce anume vă amendează? Adică pentru ce trebuie să faceți dumneavoastră lucrarea asta care nu aparține? De fapt, este asta, aparține primăriei. Primăria, să dacă nu e. Stea la taxă nici pic de apă. De ce nu face el? Nu vrea. Să o facem noi. Să o facem noi. Și uitați-vă. Uitați-vă ce aici. Dumneavoastră puteți îngriji în sensul că să nu aruncați mizerie și să știu, să curățați, poate așa, ca un fel de recomandare din partea primăriei, dar eu știu, da, că asta fiind spațiu public, este în administrația și în grija primarului. Dar pe noi ne încurcă. Zice că să-l spargem. Că nu avem autorizație. S-a făcut șanțuri peste tot. Mergeți
din cap, de la șosea și până aici, e numai șanțuri făcute. Acum un an de zile. Sunt făcute de dumneavoastră sau de primărie? Nu, de noi. De noi. A, deci sunt amenajările dumneavoastră. De noastră. De-aia a găsit el pretextul să vă ceară dumneavoastră să corectați această amenajare. Da, îl spargem, dar să spargă și taică-sul. Pentru că dânsul, adică domnul primar și cu colegii dânsului consideră că această amenajare, ca să zic așa, dăunează cumva cursului acesta. Da, am zis că am făcut baraj. Eu nu văd unde e un baraj aici sub pod. Aveți probleme cu vederea? Astăzi, la primărie, se organizează consultații la ochi. Vă te înțelegi bine cu fratele dumneavoastră. Da. Și cu surorile și cu frații. Da, da. Până mai încoace, s-a întâmplat ceva. N-am înțeles, dar s-a întâmplat ceva. Da. Atunci, se va certa cu fratele? Nu ne-a încertat, practic. Nu, Mihai. Nu ne-a încertat, nu. Dar nu mai vorbiți. S-a stricat vorbitorul. Nu v-a certat. Să mă lăsați să stau în tihnă de vorbă cu dânsul. Da. Cum să zic, ne-a sandu sau ne-a... Cum vreți dumneavoastră? Zic ca să nu cufa, să nu creșesc. Eu, dacă sandu, dacă mitica sandu mă numesc. Mitica. Zic mitica. Da, da. Bine, da, nu mitica. Mirica, spune așa, deci, Mata, ai un copil gospodar a ajuns primar, întâiul din comună, primar, un băiat gospodar, toată lumea îl apreciază. Ei, nu chiar băiat... toată lumea, că nu l-a votat toată lumea, nu l-a votat 100%. De exemplu, fratele... Nu, domne, nu, îl excludem pe el. Așa, am înțeles. Nu, în funcție de număr de electori, nu a luat 100%. Așa e normal în democrație. Unii votează, alții, așa e. Trebuie să iasă și la partidul ăla și de la ăla. Da. Dar știți că e povestea asta cu șanțul și cu apa care băltește. Da. Zice acum, fratele dumneavoastră, că pentru că dumneavoastră nu vă aveți în relații bune și nu vă mai vorbim. Nu băgați asta. N-are nicio treabă. Nu băgați asta, nu, lăsați-o așa. Dar de ce a dat nepotul ăsta, băiatul dumitale, nepotul să-i a dat amendă că nu a săpat? Nu băgați asta, că nu m-am bine, că asta... Poate mă aveți bine și eu impresie. Nu, ăsta e motivul, domnule. Dar care e motivul? Motivul real. Fiecare am făcut șanț de scurgere a apei, vin și ploi multe câteodată de aproape provoacă inundații. Și eu mi-am făcut un șans foarte adânc și cu capacitate mare de așa. Asta care de subtul nostru e șansul care care merge și se întâlnește cu șansul făcut de fratele. Păi în continuare, că nu se întâlnește cu el. Merge mai departe. În continuare. Mai departe, da. Și nu oprește acolo, la colț, unde s-a întâmplat. Nu, aia la dreapta se scurge. Dar acolo e baltă, cu broște, acolo la colț. Dacă vezi... Nu. Bun, și s-a făcut, fiecare a făcut șanț. Foarte frumos. Da. Era treaba primăriei, dar e bine că a făcut Nu. Șanțul e făcut nu de când era treaba primărie, dar pe vremuri, așa, uite și pe partea așa. Așa, fiecare gospodar a avut șanț. Credeți că dacă a ieșit fiul meu primar, că ați avut șanțul, nu sunt șanțuri făcute de 2 ani, domnule. Sunt șanțuri făcute de toată viața. Care e problema? Nu mai am nici o părere, că le-am uns toate cu miere, rarari. Păi de ce-i dă primarul bătut de mâinitale amendă omului ăsta, dacă, deci sunteți un pic de avocatul lui așa. Nu, dar aș vrea să înțeleg, până acum n-am înțeles, da. Un pic de avocatul lui așa. Mă rog, cât se poate. Da, pe nu, dacă puneți lucrurile așa, dar nu ziceți... Nu că pareți impresia că sunteți un om deschis, un om jovial. Nu. Ca să, v-am zis, să curgă apa, sunt șanțuri făcute. Așa. Fiecare, așa cum suntem noi așezați, are un pic de pantă. Eu când am turnat șanțul, are pantă. Așa. Acum uitați-vă și dumneavoastră, câți centimetri adâncime are apa asta aici? Zero, nu? Zero. Haideți și partea asta la altă. N-aveți zero? Poftiți. Înaintează până aici. Aici. Nu. Zero e ăsta? Aici mai e un pic de bani. Zero, și de ce? Înseamnă că e mai sus aici. Ochiul te fură. Bun, aici este apă, eu nu vă contrazic. Păi dacă este apă, ce înseamnă? Câți centimetri are acolo, câți centimetri are? Acolo are zero aici. Și aici are 4 sau 10 sau cât e. Înseamnă că buba e mai departe. Plătesc că stă apa la mine, vedeți? Că aici e mai jos. Deci acolo, dacă noi am turnat cimentul, e un pic mai în sus. Dar aici, șafii mai jos, ia uitați-vă. Și mai este o problemă, cum spunea soțul dumneavoastră, cum procedezi, cum poți să te baci până atât de departe? Păi da, s-a băgat și l-a curentat.
Din pricina, adică a fost apă, firul de a prins, s-a băgat, că tot am zis să fie bine, să spargem un pic. Deci v-a străduit ca să împliniți această... Ați văzut, acolo e spart. Da. Și s-a băgat pe blană, pe nu știu ce, nu, a atins de apă și a sărit de la... Altfel îl găseam mort acolo. Ce să mai zic? Că stau cu mizeria asta, asta de aici și am pus plăcile alea acolo miroase. Nu putem să stăm. Aha. Pentru ce plătesc amendă? Că stă toată apa la mine? Luați-o de aici și până în capătul ăla să vedeți câtă apă e încolo și cât e la mine. O cunoașteți pe proscuțaua, cea mai bună cântăreață la... Cântă în orice ton, tatuac, tatuac, fără microfon, tatuac, tatuac. Pentru a limpezi apele, e nevoie de opinia reprezentanților primăriei Dragodana. Dar, ca la un semn, toți au dat bir cu fugiții. Primarul și șeful urbanismului s-au suit în mașină și au plecat. Vicele și consilierul personal al primarului au rămas pentru eschive. Cu toate insistențele, niciunul n-a vrut să iasă pe ulițele comunei. S-au acoperit unul pe altul până la sfârșitul programului. Dumneavoastră sunteți consilierul personal al primarului, nu? Da. Păi, tocmai v-a explicat. Două amenzi, dar de anul ăsta am un două nepoțuri. Și de când e primar sau nu știu de când, dacă a mai deci dat amenzi pentru așa ceva? Deci vreodată cursul, deci se dă pentru cursul ăsta, care, adică între șosea și, locuințele cetățenilor, e un șanț. Da, știți cumva cine poartă de grijă, al cui e șanțul ăla? Al cui e șanțul ăla? Șanțul e al comunității. Toată lumea se folosește de șanț, de drum, de... Nu e proprietatea cetățeanului, ci a primăriei, a comunității. Știe bnea lui. Da. Și omul are o obligație obștească, da. Cetățeanul, să îngrijească șanțul, nu mă refer la cazul, bun, și în cazul de față. În cazul în care nu îl îngrijește, ce face primăria? Primăria constată, primul lucru, îi pune în vedere și după ce închide ochi. Și amenda este o formă, o formă la care primăria într-un târziu recurge. Vreți să uite, ne urcăm acum în mașină și vreți să mergem. Câte șanturi sunt neamenajate, pline de buruieni și de... Vreți să vedem? Uite, sunt o mulțime. Domnul Mitică, sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. În acest an de zile, de când noi am preluat primăria Dragodana... Două oameni s-au dat, știi, la nepotul. La unchiul, pardon, la unchiul. Nu poți să... Unchiul a dat nepotului. Acum, de ce? Eu nu știu dacă de sunt... Păi ne-am informat. Două oameni. Ne-am informat aici. Dat în calculator. Sunt două oameni date. Pe probleme de urbanism. Pe probleme de urbanism, înțelegeți. Oh, orice... Că și Ionuț a zis, băi, vremea Mihai, am cele mai mari amenzi, ce să-ți fac, Ionuț? Ăsta, Marius, Marian Stoica. Bă, poate ce sunt meritate, dar ați chemat un specialist să verifice acolo, bă, dar stai așa. Eu ce-am observat eu? La fratele Sandu e uscat, bata e la ăsta, în fața proprietății lui. Dincolo... Iar nu mai este, iar este înălțat, dar e prin dăbălăi, alt vecin, nu mai intrat, dar am fost peste tot, să știți. Sunt foarte multe neamenajate, neinglisite. De acord cu dumneavoastră. Așa este, că sunt oameni și oameni în orice localitate, da. Vorbesc cu dumneavoastră pentru că s-ar putea să nu am posibilitatea să vorbesc cu domnul primar. Dânsu știa că sunt aici, s-a urcat în mașină, spunea că e plecat nu știu unde, s-a urcat și a plecat. L-am sunat, i-am spus, domnule, o să venim, dacă e nevoie, să mă anunțe dânsu. Când poate să stai la primărie ca să pot să vin să vorbesc cu da, dânsu? Cu siguranță. Profit de ocazie. Cu siguranță, eu o să vă rog să ne lăsați un număr de telefon să vă contactăm. Dar deocamdată v-am prins pe dumneavoastră. Poate să-l prind și pe dânsu. Dacă tot v-am prins, sunteți consilier. Nu puteți să întrebați, domn primar, dar aveți ceva cu unchiul?
Uite, sunt nații. Fiind o chestiune de familie, nu pot să-l întreb, deși este primar. Acolo, eu îl întreb pe dumnealui. Da. Povestea aceasta cu acești șanți, eu acum înțeleg toată situația. Da. E de acum sau e veche? E veche, dumneavoastră mi-a spus. Eu nu. Dumneavoastră mi-a zis, sau mă rog, da, Nu știu, acum am aflat că dumneavoastră este fratele nu. Problema este, e veche, îl afectează pe el. Cât de veche este? Cât de veche este? Că nu mi-a trimis hârtiile astea. Cât de veche este? De când e acest litigiu între dumneavoastră și... Și nenea? Și nenea. Și nenea Mitică e litigiu mai de mult. E după vremea fostului primar, cumva? Da, după vremea fostului, cu oare urmă. Dar cu șanțul de mai că fostul primar nu i-a dat amende până că numai pe el îl afecta, da. Până acum de ce nu mi-a dat amende când a fost domnul Prinescu la putere aici? Dar dacă a venit acum Gigi la putere... Și la dumnealui acolo problema în speță bloca circulația apei? Haideți să vă arăt, ăsta este șanțul, vedeți? Ăsta este șanțul. Da. Aici așa de Sandu, aici așa de Mihai. Mihai. Bun. Da. Ei. Șanțul este curat până aici, dar aici, domne, băltește, dar pe proprietatea din fața domnului Mihail, aici. După care, iarăși, numai balta, singurul care este afectat, este dânsul. Singurul care are proprietate, poate fi afectată, este dânsul. Și tocmai el a fost amendat. Da. De ce? Pentru că poate. Marian? Încă te așteaptă domnii de la televiziune. Până la cât? Mai întârzi. Până la cât? Așa cu aproximație. Până se închide primăria sau? Unde ești tu? În ce localitate? La? La Ploiești. Am înțeles. Ia ziceți, la ce ore veniți, important este să stăm de vorbă. Că se închide primăria la 4. Da, mai întâi, după program, cred. Bun. Păi numai să-mi spuneți, la 5, la 6, sau la cât? Auziți, nu vreți să ne vedem mâine dimineață la program, la 10, de exemplu. Păi atunci vin mâine, sper să vă găsesc și pe dumneavoastră și pe domnul primar și putem să stăm de vorbă. Numai să mă asigurați, uite, să este domnul consilier. Cel mai bine poate să zică domnul primar că dânsul face programul, eu așa zic în seara asta, da, mâine. Poate că domnul primar o să zică, băi, la 10 trebuie să te vezi cu ăștia de la... Hai, du-te pe câmp, tată, că vedem noi cum facem. Nu este genul domnul primar. Da? Deci dumneavoastră vreți să veniți mâine la 10? La serviciu, da. Uite, dânsul a zis că vrea doar să vrea și primarul. Mâine la 10, uite, vi-l dau. Da, eu vă mulțumesc pentru amabilitate. Îl mai sunăm și pe domn primar. Da. O cunoașteți pe Proscuțaua, cea mai bună cântăreață la. Cântă în orice ton, tatuac, fără microfon, tatuac. Știți că s-au dat niște amenzi în legătură cu faptul că nu au fost desfundate niște canale, șanțuri, care mărginesc șoseaua și proprietățile. Da. Dacă știți pentru cine a fost amendat, de ce, adică, mă rog, amănunt. Băiatul de la urbanism, știu că a fost domnul acolo, domnul Stoica Marian, a fost acolo și am înțeles că ar avea fundul șanțului puțin mai sus decât nivelul celorlalți vecini. S-a făcut o expertiză tehnică și a constatat că această amenajare cumva afectează ce sau pe scurge, cine. Scurgerea șanțului, scurge apă de pe șanț. Aha. Nu e și părerea dumneavoastră. Nu sunt eu acolo, nu cunosc. Nu sunt acolo. N-a fost acolo niciodată. A, ba da, am trecut pe acolo. Și, sincer, m-am uitat la fundul șanțului să văd cum vine. Da, nu putem să dăm o fugă împreună, să ne uităm, că eu m-am uitat. Eu, momentan, nu pot să plec de aici. Că nu este treaba dumneavoastră. Da. Nu neapărat. E treaba dumneavoastră. Nu neapărat asta. Ca primarul, ca primarul. Nu, dar numai, nu e nici primarul, nu e nici și ceilalți în primărie și eu trebuie să stau aici, momentan. Bun, dacă vreți să stați aici, nu mai spuneți-mi așa. Câte astfel de amenzi au fost aplicate și cui? Nu știu. Dar putem afla. Numai cu băiatul la urbanism putem să vorbim. Ia chemați. Nu este. Nici el nu este. Nu este. Dăm telefon și când să vin. Nu poate să vin, este plecat la București. Unde ești tu, în ce localitate? La? La Ploiești. Am înțeles. Acum,
așa cum dumneavoastră ați amintit cu câteva minute în urmă, stabilim o dată când dumneavoastră... La primăvară. Nu. Dacă toți sunt aici... Bun, dar nu avea de unde să știe... Nu avea de unde să știe... Nu avea de unde să știe primarul că vede dumneavoastră. Acum vă spun la modul cel mai sincer cu putință, că este un băiat tânăr cu multă putere de muncă, care în acest an de zile a făcut multe schimbări în această comună. Da. Ei voi, lasă-i carul. Mie îmi pare rău de situația creată. Ia sunați-i, băi, vă așteaptă pe mine, să vin la 3:30. Ia sunați-i. Poate nu veniți azi la primărie, dar când veniți la primărie, ca să știe băieții să fie prezent. Uite, sunați-i. Eu nu pot să... Consilierul liber, nu să vă răspunde. Sigur că da. L-am sunat și a spus că vine. Bine, da. Hai să așteptăm ora 16 și poate că vine. Și plecăm acasă. La 16 plecați acasă. Băi, băieți, că se închide primăria, să plecați, bă, băieți. Îl așteptăm și pe Marian între timp? Nu se vine nici Marian, nu se vine nici primarul. Vă-ați un pariu? Îmi pare... Sunați și pe Marian, sunați și pe... Dacă întreabă... Să-i spui că l-am căutat. Să n-abuzați de bunătatea noastră. Nu vreau să abuzez, cum a spus dumneavoastră, de bunătatea dumneavoastră. Da. Nu-mi doresc să abuzez. Am ținut aici, doamnă. Ok, să-l spuneți. Da. Cum procedăm? Este ora 4 fără un sfert. Ce se întâmplă la ora 4? Toată lumea pleacă acasă, da. Iar despre informațiile care vreți să le aflați, zic eu, că ar fi cel mai bine să te puneți o cerere. Și să vă fixa o dată și o oră și să rezolvă problema. Ce mișto! Cu domnul primar aș putea să stau de vorbă ca și cu dumneavoastră. Deci nu pot eu să-i fac programul primarului. Normal. Da. Dar să-l sunați, mai dați-i un telefon și spuneți-i că îl așteptăm aici până veni. Deci dânsul cred că știe. Știe bunea lui. Dar este ocupat. Nu știe. Pe cine i-a spus? Eu i-am spus. Ce i-a spus? Că sunteți dumneavoastră aici. Și că l-aștept până veni, până mâine. Am spus că sunteți aici. Spuneți-i că stau până mâine. Știu sigur că este la Consiliul Județean. V-am spus despre ce este vorba. Dacă întreabă, să-i spui că l-am căutat. Cu proiectele astea, cu AFIR, cu PNDL, cu... Da. Dar întrebați-l așa, eu vin mâine la 10. Am vorbit cu cel Stoica, ăla care a dat alea singurele două amenzi date anul ăsta pe urbanism. I-a fost date unchiului. Da. Întrebați-l așa. Îl lăsați pe domnul Stoica să vorbească cu băieții ăștia, că a zis că nu depinde de el. Nu pot să întreb nimeni de o chestiune asta. De ce? Păi cum să întreb? Dacă îi dați voie, deci primarul e primarul. Eu vă întreb pe domnul Stoica și să zic, dar mă sperie sau care e problema? Nu se cade, se trebuie pe primar. Da, primarul e primarul, nu? Ca să zicem așa. Nu înțeleg de voi de ce. Vă e frică, vă pune în ghilimele postul. S-ar putea să fie și frică, cine știe. Nu cred. Sunteți cumva solidar cu această, știu eu, eschivă pe care o face. Adică dânsul vrea să fenteze, ca să zic așa. Adică vrea să fugă de a prezenta opinia publică înțeleg. Cu privire la acest tip de comportament în față de un neam, de o persoană... Nu știu de amenzile lui Nea Mihai, n-am știut de ele. Da, m-ați aflat. Acum am aflat despre ele. Și nici nu vrea să mergeți până acolo. Poate primarul e ocupat. Dar zic, domn primar, lăsați-mă bine, merg acolo la fața locului, mă documentez, văd, poate ai greșit. Ca să dau cu părerea. Ca să-mi dau cu părerea. Părerea mea nu contează în situația asta, că nu mă pricep eu cum trebuie construit sau neconstruit un pod. I-a căzut râsul. Direct în picioare. Nu vrea să răspundă. Nu vrea să răspundă. Păi l-am și eu l-am mai sunat. Nu contează. Dumneavoastră, firește că sunteți solidar și mi se pare... Nu sunt solidar. Nu sunteți solidar. Nu răspunde. Asta e o constatare. S-a făcut ora 4, ceva. Te zi rămân aici. Ce faci? E fără 10. Fără 10? A, mai e un pic. Mai aveți 10 minute. Sau 10 minute. 10 minute. Bine, dar asta este tot. Eu acum stau și aștept. Să nu te închidă pe dinăuntru. Ați rămas singură în primărie. Da, pentru că sunt femeia de servicii. Și ce faceți acum în
Ce faceți? Curățenie. Curățenie, da. Da. Și vreau să vă întreb și eu. E o situație. Ai vrea să stau de vorbă cu domnul primar și cu consecința de la urbanism, cu șeful biroului urbanism. Cum se procedeze, doamnă? Am zis să rămân în primărie, poate dar stau în primărie până vine domnul primar, da? Domnul primar, am înțeles că este plecat. La București, nu știu. Și nu mai vrea să vorbească cu nimeni. Nu am rugat pe domnul vicepreședinte să vedem dacă... Eu nici am... Și nu se știe dacă o să-l lase și pe domnul Stoica Maria, în care e la urbanism, că eu am umblit cu ăsta să vină la 10, să vorbim la ora 10. E, dacă mai stai, spală și tu vasele și dă cu aspiratorul. Șanțurile din Dragodana nu colectează doar apă de ploaie, ci și reziduri de la haznalele localnicilor. În special, vara, mirosurile împânzesc localitatea, dar astea nu l-au deranjat pe primar și pe șeful de la urbanism. Oamenii s-au adresat la rândul lor primăriei, dar n-au fost băgați în seamă. Primarul a plecat urechea doar la dorința tatălui său de a-și vedea fratele amendat. Și aici este apă, nu trebuie aici să stea apă. Apă, a trebuit să se ducă cumva să la vale. Apa. Dar ce primăria nu vine să vadă ce este și aici? Aoleu, nu vreau să mă văd. Are ce, nu, ce, care ce vă domn primar cu dumneavoastră când era tânără? Să și frumoasă, era mai gătită măcar și eu. Spuneți-mi, întotdeauna băltește la dumneavoastră apa? Păi întotdeauna, uitați, dacă nu se vede, dacă a făcut șanțul acolo mai înalt, aici automat stă apa. Și când nu... Dar asta e făcut de primărie sau de dumneavoastră? Dar asta e făcut de noi. Dar cel de acolo e făcut de primărie. Ah, și e făcut mai înalt. Și e făcut mai înalt. Suficient de bine ca să băltească apa la dumneavoastră. Ca să stea apa, să punem pește aici. Ce am văzut, de exemplu, aici apa băltește, numai apă pe șanțul ăla. De ce nu se duce undeva apa asta? Deci... Surge încolo pe... Apa asta e... Ăsta e vadul ei, ăsta e vadul a pește. Aici este o... De când pământul, o... Cum să zice, măi, Mihai? Vâlceaua asta, așa, care așa e, care merge... Dar la dumneavoastră de ce? De când băltește aici? Păi de când a făcut șantul... A, primăria? Da, de când a făcut primăria asta și acolo a înălțat. Nu vedea acolo e înălțat? A, deci n-ar fi trebuit. Acolo a greșit, da, a greșit. Păi primăria. Cine? A greșit. Primăria, că primăria. Cine a făcut șantul ăsta? Să-și dea o amendă. Sau mai bine două. De ce, de exemplu, există această cutumă, acest obicei, ca fratele mai mic să respecte pe fratele mai mare? De respect, așa e, uitați și apă, câte apă aici. Apă, aici e multă. Aici, parcă nimeni nu vrea să se scurgă. E plin de broscuțe, dacă ar fi colegul meu mai atent, am și vedea niște broscuțe. Ia uite. Ce să-i face? Apă e. Aha. Apă e pe acolo, apă e pe acolo, la mine e apă mai multă, da, pe mine îmi dă amenzi. Dacă aveți rățuște, asta s-ar putea să zic, da? Să fie profitabil. Le dați drumul în șosea și vin acasă, ca să zic așa, numai bune de pus pe varză. Domnule vegetarian, nu mănâncă rațe. În grădină l-am duc. Ce duceți? În grădină. În grădină. La mine, nu doar la lume. Am înțeles. Uite, eu stau la poartă și uite, miroase. Uite, miroase șanț. O cunoașteți pe proscuțaua, cea mai bună cântăreață la... Cântă-n orice ton, tatuac, tatuac, fără microfon, tatuac, tatuac. Deci șanțul miroase ca aceste dejecții menajere sau, mă rog, ce face omul la el în casă, da. Și aruncă pe șanț. Chiar miroase. Uite, da, miroase. M-am trezit de dimineață, dar am dat tomberonul afară și de dimineață miroase. Aha. Am ieșit de dimineață să adau gunoi la afară. Da. Dar fiecare cetățean și-a făcut în dreptul... Fiecare cetățean civilizat, care e jigod, e, uite, le dă pe drum. Da. Deci, ca aia, lasă, nu, dar fiecare și-a făcut amenajare ca să intre în curtea... Da, fiecare cum poate, normal. Dar ăsta e domeniul public, normal, ar trebui să fie primăria... Da, să fie primăria, uite, eu îl donez la primărie, nu e problemă. Da? Da. E pentru că frumusețe, nu l-aș domeniul. Adică am făcut în dreptul meu, da. Acum nu. Dar apa, aveți aici, băltește? Da. Băltește? Mi se pare că e, păi este, da. Păi și nu v-a amendat primarul că de ce băltește apa? Că bădânsul l-a amendat, da. Amendăm pe cine vrem noi, bine? Pe mine mă interesează, Nu, dar eu aș vrea să înțeleg, poate are ceva primarul cu dumneavoastră. Păi, cu mine. Da, da, trebuie să demonstrăm. Trebuie să demonstrăm dacă primarul se ia numai de dumneavoastră și nu se ia de alți vecini. Nu, nu are treabă cu... Atunci ne întrebăm, de ce? Păi, de ce? De ce? Asta e, de ce? Uite de aia.
Deci a fost o poveste veche, v-ați luat un pic în piept așa, cu fratele, cu nenea. Da, cu nenea. Și acum da, i-a ajuns, ca să zic așa, la poziție ăsta, fiul. Da, da, da. De ce n-a, de 5 ani, 6 ani de când e șanță făcut, de ce nu? Da. N-a zis nimic, n-a făcut nimic. De ce nu-l deranjează că e prea... De când era... A venit la putere, gata, uite, ați filmat aici. Am văzut, am văzut, am văzut, da. Câtă apă e pe tot șanțul, da, da. Și încolo câtă apă e și la mine. Da. E, și posibil, e posibil, de exemplu, să fie o atitudine personalizată asta primarului, că pe el nu prea interesează, bătește, nu bătește, poate că avea ceva cu nepotul. N-ar fi exclus, ne gândim. Cu unchiu, nu știu. Unchiu, da? Bine, eu vă apreciez, ați făcut o lucrare foarte elegantă aici. Toată lumea vrea. Omul sfințește locul. Și am venit în Spania și lusese două gălezi de la WC-urile, lusese îi spre și le-a pus cu leal, pe gard, ca să miroase neanicul. N-am o miroasă și... Că eu miros lături tale toată ziua, miroasă și tu acum. Deci toate dumneavoastră să pedepsească pe un vecin, că ăla diversează în șanțul comun și a zis, dacă așa lasă, că eu din hazna și spun și grație la poartă. La ușă, chiar la ușă, ușa lui fiind în gardă. Ca un fel de pedeapsă. Da. Și probabil că s-a schimbat ceva? Nimic. Tot fraților. Cum? Tot fraților. Tot fraților. Și până la urmă tot aici deversează. Tot aici, da. Unchiul dumneavoastră, că e unchiul. Da, da. Ce să vă... Asta e, ghițin, ce să facem? Da. Până nu face și nouă canalizare? Da, o face, aveți vonuri așa că ar veni o canalizare. Așa zice, da. A, domnul primar s-a angajat. Domnul primar, statul român, nu, ce... E statul român, da. E statul român cu primăria. Da? Aia? Vă fonduri europene a aplicat. Oh, pentru... Ozi, toată lumea, ozi, tot lumea. Oh, nu vedeți că plecăm, uite, în străinătate să muncim? Ba, da. Că la noi stă hoți, la noi stă hoți să luptă pe postul care mai de care, nu lasă. Ai pensie, eu știu, ai pensie, stai, domne, acasă. Lasă pe altul tânăr, chiar dacă nu știe, învață. Chiar învață-l tu, bă, tânăr, dacă vrei tu să faci ceva pentru România. Nu pentru mine sau pentru Mihai sau pentru România. O cunoașteți pe proscuțaua, cea mai bună cântăreață la... Cântă-n orice ton, tatuac, fără microfon, tatuac. Nu ați primit niciodată vreo avertizare, de-mă, curățați-vă șanțul, că dacă nu vă dau amendă, că uite, băltește apa la colțul, la colțul gardului. A cui e colțul ăla? Al matale? Iar bă, colțul, eu după, e domeniu public, știu că de-al gardului. Păi toate domeniul, și unde am făcut de la amenajare domeniu public, dar pe primărie îl interesează dacă este vecină, vecinătate directă cu proprietatea dumitale. Da. Deci acolo unde broscăria e, ca să zic așa, la dumneata, ar putea să-ți dea ei amende, dar nu-ți dă amende pentru că n-ai făcut mata amenajarea de acolo broscărie, ci primăria. A făcut ei acolo așa. Primăria. Eu abia deci... uniform așa, ca să duc apa de aici și până la capătul. Avem o grămadă de, avem 100 și de metri cu aici. Deci acum primăria trebuie să-și dea ei însăși o amendă, că a făcut acolo o brăscărie și să-mi pute... Nu a băgat în seamă ce a făcut ei acolo, n-a băgat în seamă deloc. Să-și dea o amendă. Sau mai bine să-și dea palme. Fratele Dumitale și domne, adevărul că noi mă înțelegeam bine cu fratele meu. Dar da. Știi de ce nu mă mai înțeles bine? Că s-am surat cu cine nu vroiam eu, mă. Aia e. Asta e adevărul? Asta e. Că s-ar fi opus căsătorie de vitale și mă duc că ai, tu n-ai ascultat de nenea, păi, acum te iei pe cocoașă. Păi. Da. Vă mulțumesc să-mi spuneți. Da, mai rămâneți. Nu, că vreau să vă chem, da, numere. Să spuneți numere, ca să... Eu? Numele dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Costel Sandu Solovol. Domnul Sandu, sunteți rude cu primarul, nu? Verde al doilea. Sunteți rude toți! Și, da, și primarul, cu viceprimarul, am înțeles, tot rude sunteți. Așa e... Mă, i-a sesizat că noi suntem așa. Ne-a venit și ne-a și tăiat iarba sărația, a venit și ne-a ajutat. Vecinul dumneavoastră. Deci e un om care se îngrijește și de șanțurile altuia, da. Nu numai de ale lui. Ne-a ajutat la săpal, nu mai la coțit. O singură greșeală a făcut în viața lui, s-a căsătorit cu cine n-a vrut nenea. Dacă n-ai ascultat de nenea, vezi ce pățești? Deranjează că băltește apa aici, ba, apa... Păi, dar nu stau eu aici, domne. Am venit la să iau flori, dar la femeie. La dumneata în șanță nu băltește apa. La mine în șanță aruncă lumea, dacă și stau și gândeam de vale la mine pe șanță. Și eu stau chiar la șosea. Din ce scormorești mai mult, cu atâta se pute mai repede. Pe la mine, pe la poartă, trece copiii la școală și unde ele școală. Și e pericol pentru sănătatea copiilor, publică. Da. Deci trebuie ca cineva să facă o
plângere, sau o avertizare către direcția de sănătate publică. Nu, ăștia la sfat, domnul președinte, domnul primar, ați vorbit cu domnul primar ăsta nou, tânăr, vigilent. Am vorbit și cu ăsta, a văzut și el. Și ce a zis? E, că face, că spune oluia să nu mai dea, da? O cunoașteți pe Proscuțaua, cea mai bună cântăreață la... Cântă în orice ton, tatuac, tatuac, fără microfon, tatuac, tatuac. Nu vezi, miroase. Da, miroase, miroase a... Da, da, așa a... miroase până la mine, până la port, treceți pe la și mine. Și copiii ăștia sunt micuți, da, mă, bine, și e moda și vulnerabili, odată se poate îmbolnăvi, da. Trece la școală. Da, dar știu ce trebuie să facă? Trebuie să facă cineva o plângere către... Direcția de Sănătate Publică. Hai, Marine! Du-i acasă, îi lasă pat șanțuri. Hai, vine că nu stai nimic. Îți dau doar o amendă. 3.000 de lei amendă. Da. 3.000 de lei amendă înseamnă 30 de milioane. Căci că nu ți-ai curățat. Cu canalizarea. Cu canalizarea. E mizerie, mizerie care vine de la closetele cetățenilor care și-au făcut... Corect, corect. Este corect. Poți că să vă arăt tot o de zile cum stai cum fac acasă mere. Și vine, colea intră în șanț și în șanț o ia la vale și merge să scurge la gârlă. Ce să spun, o zeamă murdară care reprezintă ce? Să nu intrăm în detalii. Ține asta, ține asta. Opa. Sunt și bun, n-am voie să fac efort. Uite, mandată, uite, uite-o, uite-o, tată. Uite conducta aia. Conducta de rahați. Care vreți în ziar. De la domnii care și-au făcut case undeva mai casa sus. Casa mai sus, făcută cu etaj. Din ce scormonești mai mult, cu atâta se pute mai repede. Diferențele de nivel între porțiunea de șans din fața casei fratelui Mihail și cea din fața fratelui Mitică sunt aproape nesemnificative. Ele se pot datora unuia sau altuia după cum și când și-au betonat fiecare șanțul. Dacă întâi și l-a betonat Mitică, atunci Mihail s-a ridicat cu câțiva centimetri. Dacă însă întâi a turnat beton Mihail, atunci Mitică și-a săpat un șanț prea adânc. Pentru a lămuri faptele, trebuie să întrebăm un cunoscător. Domnul Nicolae, dumneavoastră ați făcut parte din conducerea locală a comunei... Ați fost viceprimar? Da. În 2012-2016. Așa. Și ați fost sesizat, dumneavoastră, în legătură cu această situație cu domnul Mihai. Da, da. Am fost sesizat de către domnul Sandu Dumitru cu o problemă la scurgerile pe șanț, scurgerea pluvială. Deci cu fratele dânsului. Cu fratele dânsului. Vecinul care era din, da, mai bine. Îl cunosc bine în pentru că... domnul Mihai, da, este în avant. Da. V-a sesizat, domnul, uite, am o problemă. Ce problemă aveți? Am mers cu încă 4-5 consilieri la fața locului. Era o mică denivelare de 2-3 mm din cauza mișcărilor pământului. În rest... Nu cred că are vreo vină Badea Mihai, pentru că fratele său a făcut șanțul mai jos. Deci ați fost chemat pentru două chestiuni? De două? Pentru asta, dar am fost de două ori. Ați fost de două ori chemat. N-am dat mulțumirea. La sesizarea și la plângerea domnului Sandu Dumitru. Da. Fratele dânsului mai mare. Da. Și v-a zis, domnule, ăsta mi-a blochează mie curgerea la apa. Într-adevăr... rămânea puțină apă pe șanțul lui Sandu Dumitru, întrucât nivelul șanțului lui Sandu Dumitru era mai jos decât al lui Badea Mihai. Așa. Care șanț, cum am discutat și cu Badea Mihai, îl făcuse cu mult înainte, îl betonase. Era un șanț foarte frumos făcut. Nu văd ce inconveniente sunt. Știți că, sau dacă n-ați aflat, vă spun eu, a primit două amenzi, o amendă de 3.000 de lei pentru că îi obturează, adică chipurile nu lasă să se scurgă apa din, pe drumul ei de canalizare și că îi blochează și din pricina asta... Asta e problemă politică, nu este problemă administrativă. Pentru că domnul Badea Mihai, da, în campania din 2012... A mers cu PSD-ul, nu cu PNL-ul, unde era domnul Sandu Dumitru și deci, domnul am Sandu Gheorghe. Deci nu l-a sprijinit pe fiul domnului Sandu, da, Dumitru. Da.
l-a sprijinit alt candidat. Alt candidat. Și ca o, ca o pedeapsă pentru această eroare de opțiune. Dânsul era prieten bun cu Nicolae Nicolae, președinte organizației PSD din zonă. Și normal, fiind prieten, era membru al biroului PSD la Bădești, a mers cu organizația lui, nu cu organizația PNL. Deci domnul care este acum primar ar fi candidat din partea altei partide, PNL. Fratele dânsului. Fratele dânsului a candidat din partea PNL. Aha. Sprijinit de până actual... Tot o problemă, Polin. Tot. Bun, dar asta a fost trecutul. Bun, dar ce? Adică mergi cu răzbunarea, că nu te-a sprijinit omul... Răzbunarea este arma... Nu mai scop. Intelectualilor. Înseamnă că Bubă e mai departe. Aveți probleme cu vederea? Astăzi, la primărie, se organizează consultații la ochi. Între orele 10-15. Vă așteptăm. Aveți probleme cu vederea? Astăzi, la primărie... Am văzut câțiva năpustindu-mă în sine și vorbim numai de tine, ca să ne simțim mai bine, ca să ne simțim. Tu adună-i pe ai mei, că eu îi adun pe ai tăi, ca să încingem ora mare. Noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, în fiecare. Noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem, noi suntem. Mulți oameni ajung domni, dar puțin domni ajung oameni. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut. Mitic.